Prima reuniune în format trilateral a ministrilor afacerilor externe și energiei din România, Ucraina și Republica Moldova a avut loc ieri 15 septembrie la Odessa, în Ucraina. La aceasta au participat din partea României ministrul energiei Virgil Popescu și ministrul afacerilor externe Bogdan Aurescu. Lansarea acestui format trilateral are ca obiectiv consolidarea cooperării între cele trei state vecine, atât în contextul actual marcat de agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei, cât și în perspectiva stabilirii unui mecanism de dialog și coordonare pe termen lung. În ceea ce privește cooperarea în domeniul energiei, accentul a fost pus în cadrul reuniunii asupra măsurilor imediate de sprijin care sunt necesare pentru ca Ucraina și Republica Moldova să facă față sezonului rece, dar și asupra măsurilor pe termen lung pentru consolidarea securității energetice a acestora, cu accent pe interconectarea regională, având în vedere și necesitatea combaterii utilizării energiei în scopuri geopolitice. Astfel a fost convenită încheierea unui acord interguvernamental trilateral pentru stimularea interconectărilor și cooperărilor în domeniul energiei a României, Ucrainei și Republicii Moldova. De asemenea, am convenit creșterea schimburilor bilaterale de energie electrică între cele trei state prin încheierea de contracte bilaterale pe termen scurt, mediu și lung. Se arată într-o postare publică pe pagina ministrului energiei Virgil Popescu.